Una dintre întrebările frecvente când vine vorba de relațiile de lungă durată este ce facem cu componenta sexuală, pentru că știm că o bună parte din tot ce înseamnă sexualitate înseamnă în același timp și mister. Bună seara, Adela! Bună seara! Ce facem cu relațiile de lungă durată? Pentru că în relațiile de lungă durată știm că misterul la un moment dat dispare. Dispare, da. Îl reinventăm. Se poate întâmpla asta? Se poate întâmpla asta dacă nu ne lăsăm pe ureche. Principala noastră greșeală pe care o facem într-o relație de lungă durată este că o bifăm. Acolo e căsătoria, relația e în regulă. Acum să mă concentrez pe altceva. Carieră, copii. Și o lăsăm acolo, relația. E acolo, pe undeva. Și sigur că atunci toată relația, cu atât mai mult inclusiv partea sexuală, nu mai merge așa de bine. Dar știi că din punct de vedere a relațiilor de lungă durată, o, să spunem, problemă pe care o avem în ultima perioadă, ultimii 10 ani, este faptul că dacă până acum o relație însemna mai degrabă, cred că este mult spus, o afacere, era economic din punct de vedere financiar să ne căsătorim și ne ajuta foarte mult în evoluția noastră pe plan social. Acum am păstrat această nevoie de afirmare, să spunem, din punct de vedere social când vine vorba de a avea o astfel de relație, dar mai mult decât atât am început să dezvoltăm și alte dorințe. Mai mult decât atât, trăim dublu față de cum trăiam acum 100 și ceva de ani. Da. Deci așa, simplu spus, problema noastră vine din faptul că trăim prea mult și vrem prea multe. Cam de acolo vin problemele sau de acolo vin unele dificultăți pe relații. Speranța noastră de viață a crescut, așa că durata pe care o vom petrece alături de un partener este automat mai mare. Speranțele și așteptările noastre de la relații și de la ce ar trebui să ne ofere ea au crescut în așa fel încât nu ne mai mulțumim, să spunem, cu a avea un partener, un statut social, un anumit venit care ne asigură și cu a ne îndeplini datoria. Nici din punct de vedere a sexualității lucrurile au evoluat, pentru că dacă la un moment dat sexualitatea, a face sex cu soțul se numea datorie conjugală, astăzi vrem satisfacție și acolo și vrem să fie o viață sexuală bogată, împlinită. Nu o bifăm doar ca o datorie conjugală pe care ne-am îndeplinit-o. Putem defini ce înseamnă o viață sexuală bogată și împlinită? Pentru că sunt sigură că de foarte multe ori percepțiile când vine vorba de comportamentul sexual în relațiile de lungă durată sunt foarte diferite. Da, sunt foarte diferite și există mulți factori care influențează asta. În principiu, ar trebui definit pentru fiecare cuplu în parte. Nu există ceva ce trebuie să bifeze toată lumea. Nu există vreo frecvență a actelor sexuale pe care să trebuiască să o bifăm. Sigur că dacă e o dată pe an, putem fi de acord că nu e ok pentru niciun cuplu. Dar nu există o frecvență anume. Nu există o durată a actului sexual care să fie în mod clar așa, un deziderat la care ar trebui să ajungem. Totul depinde de cuplu. Consensul la care au ajuns specialiștii după cam 20-30 de ani de a studia, să spunem, sexul, este că nu există nicio regulă decât consensul ambilor parteneri. Apropo de ce spuneai tu mai devreme cu durata, sunt ceva studii în ultimii ani care spun că, apropo de imaginea pe care noi o avem despre viața sexuală și comportamentul sexual în sine, că media în ceea ce privește durata unui act sexual, cu tot cu preludiu, este 13 minute. Da, și ultimele studii care arată că pentru ca un act sexual să fie satisfăcător pentru ambii parteneri, ar fi nevoie de o durată medie între 3 și 11 minute. Ceea ce contravine puțin studiilor de cam acum 10 ani, când era foarte multă presiune, inclusiv în revistele, fie pentru femei, fie pentru bărbați, pentru a duce un act sexual la o durată cât mai mare. Între timp, studiile s-au rafinat puțin și am descoperit că nu există o durată cât mai mare și nu întotdeauna sunt situații în care tocmai în momentul când se depășește o anumită durată, plăcerea începe să scadă în ceea ce privește actul sexual. O variabilă confundată aici a fost faptul că femeile declarau că ar vrea un act sexual mai îndelungat pentru că nu petreceau destul timp cu soții lor. Deci, și atunci, la urmă, era comportamentul sexual în sine? Nu.
era a sta împreună și atunci nevoia de a avea un preludiu foarte îndelungat, de exemplu, venea de foarte multe ori din nevoia de a sta împreună, din nevoia de a ne conecta emoțional. Sigur că dacă doi parteneri nu discută, nu împărtășesc ceea ce fac, în momentul când încep, ok, hai să facem sex în seara asta, nu funcționează lucrurile la fel de bine ca și cu un cuplu care vorbesc, împărtășesc lucruri, se distrează, râd unul celuilalt. Atunci, mult mai rapid pentru ei, în momentul când facem sex, se ajunge la a fi relaxați, la a ne simți bine împreună, la a avea orgasm. În timp ce pentru celălalt cuplu, ei au nevoie de o lungă perioadă de preludiu, dar nu de preludiu erotic, ci au nevoie de o perioadă lungă în care să se conecteze emoțional și în care să se simtă relaxați unul în prezența celuilalt și să uite de frustrările și de nemulțumirile pe care le au fiecare față de celălalt.